Bună ziua, Alex, ai ieșit pe locul 3 la Raliul Clujului. Sincere felicitări. Ce poți să ne spui? Ce impresii ți-a lăsat acest raliu? Cum a fost? Raliul a fost destul de solicitant, a fost frumos. Probe care mi-au plăcut mult. Mă bucur de rezultat și de faptul că nu ne-a funcționat mașina și echipajul, navigatorul și toate componentele au funcționat fără probleme. Rezultatul este excelent. Mă bucur într-adevăr și pentru timpul de astăzi de pe Tângău. Este o probă pe care o consider o provocare și mă bucur că am obținut cel mai bun timp. Cred că am obținut totuși maximul din ce se putea în condiții normale. Îi felicit pe Bogdan și pe Giri, care au avut un ritm extraordinar. Fără să fi întâmpinat ei probleme, a fost greu să le trec în față oricăruia dintre ei. Bine, așa totuși că... Dângău l-ai bătut fără ca Bogdan să aibă vreo problemă, n-a avut nicio problemă, da, în a declarat lucrul ăsta. Chiar te-a felicitat pentru faptul că ai scos un timp extraordinar. Da, și eu sunt foarte mulțumit de timpul pe Dângău. Mă bucur, e o probă tehnică, e o probă dificilă, e o probă în care contează foarte mult dictarea și, într-adevăr, m-a mulțumit foarte, foarte mult. V-ați descurcat nemaipomenit, încă o dată felicitările noastre și vă dorim cât mai multe podiumuri de acum încolo la General.